Funcționarii de la Direcția de Asistență Socială îi așteaptă pe ultimii târgujienii care au de ridicat alimentele europene. Dacă în decembrie aceștia se îngrămădeau pentru a fi siguri că prind alimente, astăzi pachetele de la Uniunea Europeană așteaptă să fie ridicate. Asta pentru că oamenii au primit bonuri de ordine pe zile diferite, iar funcționarii au împărțit rapid alimentele până acum. Primăria municipiului Târgu Jiu anunță cetățenii care trebuie să vină să ridice alimentele de la Uniunea Europeană pe bază de cupon și au bon de ordine în altă zi, că pot să vină la sediul DPPS din Târgu Jiu pentru a le ridica mai repede. Asta deoarece procesul de distribuire a acestora se desfășoară neașteptat de repede. Primăria a anunțat că toate alimentele se află la sediul Direcției de Protecție Socială, așa că persoanele cu venituri mici sau ajutor de șomaj sub 400 de lei sunt așteptate să-și ridice alimentele oferite gratuit de Uniunea Europeană.